Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. Un bărbat în vârstă de 55 de ani a încercat ieri să-și pună capăt zilelor. Acesta era internat la secția de chirurgie a Spitalului Județean de Urgență Alba când s-a aruncat pe fereastra imobilului de la etajul 1. A fost transportat imediat la unitatea de primire urgențe pentru a-i se acorda îngrijirile medicale. Bărbatul nu a fost la prima încercare de a-și pune capăt zilelor. Acesta a fost transportat la spitalul din Alba Iulia de la spitalul din Câmpeni după ce acolo a încercat să se sinucidă înjunghiindu-se. Momentan nu sunt cunoscute motivele pentru care bărbatul a dorit să moară. La data de 7 iulie 2012, orele 18:20, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată prin apeluri de urgență 112 de un asistent medical de la Spitalul Județean de Urgențe Alba cu privire la faptul că un bărbat de 57 de ani, din Gârda de Sus, s-a aruncat de la etajul 1 de pe un geam al spitalului. Persoana a rămas conștientă și a fost dusă la secția urgențe, unde i s-au acordat primele îngrijiri, fiind reinternată ulterior pe aceeași secție. S-a demonstrat că bărbatul în vârstă de 55 de ani a ecus la gesturile sale pe fondul depresiilor, însă nu se cunoaște cauza acestor stări ale bărbatului. Aproape 70% din elevii de gimnaziu din județul Alba au obținut la evaluarea națională de anul acesta medii mai mari de 5. Conform statisticii întocmite de Inspectoratul Școlar Alba, cele mai multe note sub 5 sunt la matematică. Culmea, la matematică au fost obținute de 2 ori mai multe note de 10 decât la română. La examenul de evaluare națională în Alba au fost înscriși aproape 3.000 de absolvenți ai clasei a 8-a, însă 74 au absentat. Cei care nu s-au prezentat la ambele probe ale examenului vor putea participa la admiterea la liceu necomputerizată în cea de-a doua etapă pe locurile rămase libere. Statistica mediilor obținute se prezintă astfel: 889 medii mai mici de 5, în procent de 30,53%, și 2023 medii mai mari de 5, procentul fiind de 68,47%. Printre aceste medii, după cum v-am mai spus cu alte ocazii, există și 5 medii de 10. Notele obținute la evaluarea națională reprezintă doar 50% din media de admitere la liceu, foarte importantă fiind și media generală de absolvire a claselor 5-8. În acest an, media generală la evaluarea națională va fi calculată indiferent dacă la una sau mai multe din 3 probe au fost obținute note sub 5. Putem spune că la acest examen au promovat toți elevii. Niciunul dintre aceștia nu va rămâne nescris la un liceu, ci va participa la repartizarea computerizată la liceele din județul Alba. Indiferent de notele obținute, respectiv peste sau sub 5, toți elevii vor participa la repartizarea computerizată din 14 iulie pentru a obține un loc într-un liceu din județul Alba. La solicitarea Ministerului Educației, părinții și elevii au fost chestionați înainte de încheierea anului școlar referitor la bacalaureatul din 2013. Din cei peste 6.000 de respondenți din Alba, majoritatea elevilor de la profilele teoretice vor menținerea formei actuale a bacalaureatului. În schimb, cei de la profilele tehnologice și vocaționale vor schimbarea, adică introducerea unei probe scrise sau practice specifică profilului sau specializării. Chestionarul vizează două categorii de respondenți, respectiv elevi și părinți, și cuprinde 6 întrebări. La punctul al doilea, elevii au fost întrebați dacă sunt de acord sau nu ca examenul din 2013 să se desfășoare după structura celui din 2012. În urma chestionarului aplicat în județul Alba, pe un număr de respondenți de 6.067 de elevi, din totalul de 9.570 de elevi, elevii de la filiera teoretică doresc păstrarea bacului în forma actuală, a bacului 2012, iar cei de la filiera tehnologică și vocațională doresc o schimbare prin introducerea unei probe scrise din modulele specifice domeniului de lor de pregătire. Liceenilor li s-a cerut să menționeze orice altă propunere, sugestie sau observație referitoare la structura viitoare a examenului de bacalaureat. Astfel sunt elevi care vor ca de anul viitor să nu mai fie diferențe de tipul M1 și M2 la probele de matematică, proba de română să fie diferențiată în funcție de profil, dar și să fie subiecte tip grilă și mai multe probe la alegere. De asemenea, mai mulți părinți au cerut ca modificările să nu mai fie făcute în ultimul moment, iar proba E să fie la alegere dintre materiile de specialitate. Fostul ministru Liviu Pop a solicitat aceste informații într-un discurs din luna iunie, când le spunea elevilor dacă se dorește modificarea bacalaureatului, acest lucru se va face numai cu semnătura voastră. Rămâne de văzut în ce măsură noua conducere a Ministerului Educației va lua în considerare aceste sugestii.
Universitatea Alba Iulian a făcut publică oferta de locuri pentru admiterea la studiile de licență și de masterat. Peste 1550 de locuri sunt disponibile pentru absolvenții de liceu, care optează pentru studii de licență, și 754 pentru cele de masterat, atât la buget cât și la taxă. În ședința de miercuri a Senatului Universitar s-au împărțit locurile aprobate de minister atât la cele 4 facultăți, cât și pentru fiecare din cele 24 de specializări. Ne-am orientat în momentul în care noi am împărțit aceste locuri pe specializări. Noi am primit locurile ca și o sumă totală de la minister, rămânând la latitudinea noastră să le împărțim pe specializări și pe facultăți în funcție de capacitatea de școlarizare. Dar vreau să vă spun că ne-am orientat către specializările, în special către specializările care au o căutare pe piața muncii, deci dorim ca Ministerul Educației și banii veniți de la buget să fie investiți, ca să spun așa, în absolvenți care au căutare pe piața muncii. La Facultatea de Istorie și Filologie sunt scoase la concurs 79 de locuri finanțate de la bugetul de stat și 75 la taxă. Facultatea de Științe are cele mai multe locuri, respectiv 294 la buget, 313 la taxă și 175 pentru învățământ la distanță. De asemenea, Facultatea de Drept și Științe Sociale are alocate la cele 5 specializări 169 de locuri bugetate, 252 la taxă și 50 pentru învățământ la distanță. Cele două specializări de la teologie ortodoxă au disponibile 52 de locuri fără taxă și 45 cu plată. În premieră la Universitatea din Alba Iulia au fost alocate prin ordin de ministru și 33 de locuri pentru etnicii români cu domiciliul în străinătate. Consider că avem o ofertă vastă care poate să satisfacă nevoile în proporție de 80-90% ale absolvenților, spun acest lucru, nevoile din punct de vedere al specializărilor pe care noi le oferim, iar de asemenea avem un număr semnificativ de locuri subvenționate. Pentru anul universitar 2012-2013, UAB are în total 764 de locuri la studiile de masterat, din care 180 beneficiază de finanțare de la buget, 35 sunt alocate pentru etnicii români din străinătate și aproape 540 la taxă. Avem un număr suficient de locuri pe care să le oferim absolvenților de licență din instituția noastră și nu numai, dacă sunt absolvenți care au finalizat studiile și au obținut licența la alte universități din România, îi așteptăm și pe aceștia. Și de asemenea, ca o premieră, avem și locuri la masterat, tot așa dedicate etnicilor români care au terminat studiile într-o altă universitate sau au domiciliu în afara țării noastre și care doresc să vină să urmeze aceste cursuri de masterat. Admiterea pentru anul universitar următor debutează pe 16 iulie și se încheie pe 17 august conform calendarului făcut public de Universitatea Alba Iuliană. Astfel, timp de 10 zile, din 16 până în 26 iulie, candidații se pot înscrie. Pe 27 iulie va avea loc susținerea interviului și a probelor, iar pe 30 iulie vor fi afișate rezultatele admiterii. Autovehiculele de mare tonaj nu au voie să circule pe parcursul zilei pe drumurile județului Alba. Interdicția a fost decretată prin ordin ministerial de către ministrul Administrației și Internelor Ioan Rus. În cursul zilei de miercuri, instituția prefectului Alba a fost înștiințată de ordinul ministerial, conform căruia în perioada caniculei tirurile nu pot circula ziua pe șosele. Toate tirurile, toate mașinile mari care depășesc 7,5 tone vor fi peste zi trase pe dreapta, undeva în zone dintre astea care să le poată asigura cazare, să le poată asigura umbră, să stea în condiții optime, dar să nu circule pe șosele. Măsura a fost luată pentru a proteja starea drumurilor care pot fi afectate serios de greutatea tirurilor în această perioadă de căldură excesivă. Fost primar al comunei Mihalț, trimis în judecată pentru fraudă din fondurile Uniunii Europene. Ioan Cârnaț este în prezent consilier local din partea PSD și a mai fost judecat într-un dosar de corupție pentru care a primit închisoare cu suspendare. Procurorii DNA Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a lui Ioan Cârnaț. În 12 mai 2011, inculpatul în scopul de a obține sume de bani din Fondul European pentru Garantare în Agricultură, cu titlul de plăți directe pe suprafață pentru anul 2010, a prezentat la APIA un contract de închiriere falsificat. Aici era consemnat că Asociația de Pășunat și a Crescătorilor de Animale Târnava Mihalț, al cărei președinte era chiar el, a închiriat de la Primăria Mihalț aproape 800 de hectare de pășune. De asemenea, inculpatul a completat și a
semnat inclusiv cererile pentru transfer de exploatație a terenului respectiv de la 3 fermieri către asociația pe care o reprezenta. Asociația condusă de Ioan Cârnaț a încasat astfel pe nedrept suma de 776.000 de lei. Agenția pentru Intervenție și Plăți în Agricultură Alba s-a constituit parte civilă în procesul penal. Dosarul a fost înaintat judecătoriei Blaj. Ioan Cârnaț a mai fost condamnat la 6 luni de închisoare pentru fapte similare, dar s-a dispus suspendarea pedepsei. Sentință de închisoare la Tribunalul Alba pentru gangsterul român care a terorizat Belgia. Francis Bancea a primit 12 ani de închisoare cu executare, din care mai are de ispășit 2. Dosarul se află pe rolul Tribunalului Alba de 10 ani. Bărbatul de 56 de ani este încarcerat la penitenciarul Aiud, unde a petrecut 8 ani în arest preventiv și alți 2 ani pentru trafic de droguri. Tribunalul Alba a pronunțat prima sentință în acest dosar și l-a condamnat într-un final la 12 ani de închisoare, din care mai are de executat doar 2. Faptele menționate în actul de sesizare a instanței, actul de acuzare, sunt comise pe teritoriul statului belgian. S-a pronunțat o soluție în cauză, respectiv s-a pronunțat sentința numărul 175 pe 2012. În ceea ce privește pe unul din inculpați, respectiv pe Bancea Francisc, acesta a fost condamnat la mai multe pedepse pentru fapte deosebit de grave. Este vorba despre fapte de tentativă la omor calificat și deosebit de grav, este vorba despre mai multe tâlhării, lipsire de libertate, falsificare de valori străine și asocierea în vederea comiterii de infracțiuni. Sentința tribunalului nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Alba Iulia. În ceea ce îl privește pe colegul lui Bancea, Ion Ințe, Tribunalul Alba a decis încetarea procesului penal pentru 10 dintre fapte. Judecătorii au motivat că bărbatul a mai fost condamnat în Belgia pentru aceste infracțiuni. În ceea ce privește un număr de 3 fapte, respectiv o tentativă de tâlhărie, o complicitate la tâlhărie și o infracțiune de tâlhărie în formă consumată, s-a dispus soluții de achitare. Cei doi sunt originari din Brașov și au desfășurat activitatea infracțională în Belgia între anii 1993 și 1997. Agricultorii sunt avertizați de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Unirea să nu aprindă vegetația uscată în aceste zile de-a dreptul fierbinți, pentru că riscul de incendiu este maxim. De altfel, un prim incendiu cauzat de astfel de neglijență a fost semnalat miercuri la Vidra. Codul portocaliu de caniculă impune măsuri urgente de protejare a cetățenilor și a bunurilor comunității. Una dintre acestea este sancționarea aspra persoanelor care dau în această perioadă foc miriștilor. Profit de faptul că sunt la dumneavoastră, fac un apel celor care lucrează în agricultură, proprietarilor de teren, să nu dea foc la miriști. Este foarte periculos. Le-am cerut în mod special celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, poliției, să nu fie cu mânu, să amendeze și să sancționeze, chiar dacă este un biet pensionar, trebuie să știe că legea îi interzice să dea foc la miriști în această perioadă, el vrea să-și curețe terenul, focul se extinde, se duce în altă parte și avem dezastre dintre astea ecologice datorită unui foc necontrolat. Un prim incendiu provocat de aprinderea miriștilor a avut loc miercuri pe raza comunei Vidra, flăcările mistuind câteva hectare de vegetație. Proiectul Voluntariat pentru SM a ajuns la final. 20 de voluntari au fost instruiți timp de 2 luni de către trainerii de la Asociația Absolvenților Universității 1 decembrie. Proiectul și-a propus să dezvolte tinerilor voluntari în cadrul asociației anumite abilități în contextul muncii cu persoane cu dizabilități, în speță persoane diagnosticate cu scleroză multiplă. 20 în cei 37 de voluntari asociației SM Speromax Alba au participat la tabăra de instrucție de la Roica timp de 3 zile. Proiectul s-a demarat prin colaborarea cu traineri din Asociația Absolvenților Universității 1 decembrie 1918. Obiectivele proiectului au fost dezvoltarea unui departament al voluntarilor în cadrul asociației, crearea unui regulament de ordine internă și eficientizarea muncii voluntarilor. Specificul muncii cu persoanele cu scleroză multiplă e mai aparte. În primul rând suntem persoane cu dizabilități, suntem persoane cu anumite probleme. Trebuie să le explic, să le explicăm, de fapt, prin cadrul proiectelului, ce e scleroza multiplă, ce e această afecțiune neurologică, ce înseamnă munca de voluntariat, ce responsabilități, ce obligații. Cu această ocazie, reprezentanții asociației au punctat importanța intrării în vigoare a unei legi a voluntariatului prin care acesta să fie considerat vechime în muncă.
toată lumea termină o facultate, termină un master și se duce la să angajeze și se trezește pus în fața faptului că a minim 3-5 ani de zile. E foarte greu pentru un tânăr să acumuleze experiența să 3-5 ani de zile dacă el o termină facultatea. Dar acum ei au posibilitatea în timpul facultății să facă la filantropia, la Alba Mont, la AS 2001, la, nu știu, la Caritas, să facă voluntariat. Tot în cadrul proiectului Voluntariat pentru SM, tinerii care activează în cadrul asociației au luat parte la evenimentele dedicate Zilei Mondiale Sclerozei Multiple. Tensiunile politice au efecte negative pe piața bancară. Cursul leu-euro a atins astăzi un nou maxim istoric de 4,4796, în condițiile în care Banca Națională a României a intervenit indirect prin vânzări de euro pentru a încetini deprecierea leului. Deprecierea leului în raport cu euro a dus automat și la o depreciere față de francul elvețian, care a urcat cu 1,93 de bani și se vindea ieri cu 3,7236 de bani. Cursul a început să crească încet ca urmare a tensiunilor politice dintre PDL și USL. Însă, potrivit ministrului de finanțe Florin Georgescu, evoluția cursului valutar din această perioadă este o reflecție a factorilor conjuncturali externi, iar deprecierea monedei naționale survine pe fondul turbulențelor din zona euro. Rămâne de văzut dacă votul pentru suspendarea președintelui, care va fi dat vineri, va aduce alte tensiuni pe piața bancară. După iPhone, iPad și MacBook Pro, următorul gadget Apple care ar putea primi Retina Display este chiar iMac. Pe baza comenzilor către furnizorii de componente, se pare că Apple pregătește iMac cu Retina Display pentru o lansare în luna octombrie. Noul display cu rezoluție înaltă ar putea sosi pe iMac chiar din această toamnă. Singurul motiv pentru care Apple ar putea amâna lansarea este că nu există deocamdată foarte mult conținut care poate sublinia avantajele Retina Display, scrie Device. Ultima versiune Apple iMac a fost lansată în urmă cu mai mult de 14 luni, astfel că octombrie ar putea fi luna în care computerele Mac primesc un refresh. Noile iMac Retina Display ar putea avea o rezoluție de 5120x2880, suficientă pentru a oferi cele mai bune condiții de vizionare a conținutului 4K, următorul standard după Full HD 1920x1080. Știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000, iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. Președintele executiv al clubului FC Unirea Alba Iulia a acceptat astăzi să poarte un dialog cu echipa Alba TV privind situația formației uniriste. Acesta a declarat că oficialitățile județene sunt dispuse să acorde un prim ajutor pentru clubul din județul nostru. Astfel, după o primă întâlnire cu vicepreședinții Consiliului Județean Alba, soarele stă să răsară pentru echipa faneona județului. Clubul are datorii destul de mari față de jucători, însă Mihai Dăscălescu a declarat că va face tot posibilul ca la începutul campionatului să avem echipa pe stadion. Situația actuală a clubului este una incertă, dar astăzi am avut o discuție cu vicepreședintele Consiliului Județean și sunt bucuros că există disponibilitate din partea dinșilor de a ne ajuta și de a găsi finanțare pentru echipa de fotbal. Finanțare foarte necesară pentru anul viitor, pentru a putea plăti salariile jucătorilor și să găsim, să facem un lot cât mai bun, pentru că ne așteaptă un an greu competițional în care vor retorada 5 echipe. Acesta a mai declarat că a achitat salariile a 13 jucători pentru a nu-i pierde, cu speranța că echipa nu va falimenta. În privința celorlalți jucători, președintele a declarat că ceilalți jucători care nu mai au contract cu noi, suntem în discuții, unii își doresc să rămână la noi la echipă, dar în condițiile în care vom avea o stabilitate financiară. Astfel, clubul din Cetatea Mare Unir va avea o șansă dacă autoritățile se vor implica și vor suporta o parte din bugetul echipei. Suporterii vor fotbal și pe Unirea în Liga a doua și speră să fenteze proverbul: ce nu te omoară, nu te lasă să trăiești.
Săptămâna aceasta, Comisia Centrală de Arbitri a comunicat mass-media lotul de arbitri pentru sezonul competițional 2012-2013. Astfel, în Liga 1 vor fi 33 de centrali și 44 de asistenți. Printre cei 44 de asistenți se regăsește și albaiuleanul Alexandru Vodă. Arbitrul în vârstă de 26 de ani a debutat în prima ligă în primăvara acestui an și are un potențial imens, având în vedere că a debutat la o vârstă destul de fragedă pentru un arbitru. Invitat și în emisiunea Săptămâna Sportivă, Alexandru a vorbit despre primele trei meciuri pe care le-a oficializat la Tuș în sezonul trecut al primei ligi din România. Dacă până în prezent nu a arbitrat niciun derby, Alex a declarat că așteaptă presiunea unui meci gen Steaua Dinamo. A trecut peste emoții și cu siguranță va ridica steagul de foarte multe ori în Liga 1 din România. În perioada 12-15 iulie se va desfășura testarea fizică și teoretică în timpul cursului de instruire pentru arbitri, iar în 20 iulie Alexandru poate arbitra primul meci în ediția 2012-2013 a campionatului ligii. Formația la care antrenor este Dan Petrescu, cu Cuban Crașnov, dar va mai transfera un român. Lângă Gigel Bucur și Dan Petrescu va veni atacantul Daniel Niculae, care va lua locul fostului ceferist în ofensiva rușilor la Sina Traore, transferat de curând la Hanji Mahachikala. Vârful în vârstă de 29 de ani va pleca din Franța după 6 ani petrecuți la echipe gen Auxerre, Monaco și Nancy. Atacantul a mai fost dorit de Dan Petrescu și anul trecut, însă nu s-a ajuns la nicio înțelegere în privința transferului. Fostul idol al fanilor din Giulești a plecat în Franța la Auxerre după cea mai bună perioadă a clubului rapidist în Europa. Acesta a evoluat sezonul trecut la Nancy, fiind împrumutat de la Monaco. Pentru Nancy a reușit 6 goluri în 24 de meciuri, iar în total a marcat în Franța 29 de goluri. Dacă va fi transferat la echipa fostului stelist Dan Petrescu, acesta va face cuplu în atacul rușilor cu Gigel Bucur, fostul jucător al Timișoarei și al echipei naționale. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Vremea se menține caniculară și în această după-amiază, în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic este accentuat. Cerul este variabil, iar în această seară și la noapte, pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice în zona de munte, cu posibile condiții de grindină. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 28 și 38, chiar 39 de grade, iar minimele se încadrează între 15 și 25 de grade, mai scăzute în depresiuni. Așadar, valorile termice din această seară se vor situa în jurul a 28 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 27 de grade la Aiud, 26 de grade la Blaj și 22 de grade Celsius la Câmpeni. La noapte, regimul termic va coborî până la valoarea de 17 grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 18 grade la Sebeș, 16 grade la Blaj și 15 grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Nici mâine nu scăpăm de caniculă, astfel încât disconfortul termic rămâne accentuat. Cerul va fi variabil cu unorări temporare după amiaza și la începutul nopții, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului pe arii restrânse la munte. Vor fi și condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 37 de grade, iar cele minime între 15 și 25 de grade Celsius. Așadar, aproximăm mercurul din termometre, situându-se mâine în jurul valorii de 37 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 36 de grade la Aiud și Blaj și 33 de grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. Vremea va fi călduroasă și sâmbătă, local caniculară, iar cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate. După amiaza și în prima parte a nopții vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, local în toată jumătatea de vest a țării și în zonele de munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 36 de grade, iar cele minime între 15 și 25 de grade, ușor mai coborâte în depresiuni. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!